Astăzi vă arăt ce premii am făcut la Ultimate Team of the Season și, bineînțeles, vorbim despre următorul eveniment din FIFA Mobile. Hei, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip, așadar astăzi vorbim despre noul eveniment, dar mai întâi să vorbim puțin despre Ultimate Team of the Season, să vă arăt ce premii am luat aici și, bineînțeles, să-mi spuneți și voi în comentarii ce premii ați făcut. Dacă mai țineți minte, pe live am mers pe Bundesliga până la urmă, l-am făcut pe Ballack, l-am făcut și pe Neuer de 99 și am făcut și alți jucători, în total am făcut undeva la 450 de puncte Ultimate. Sunt la câteva minute de când a apărut Ultimate și vreau să iau repede un jucător să-l pun pe market, să-l vând pentru a face cât mai mulți bănuți. Deci, trebuie să merg neapărat pe unul de 102 și din variantele astea, Kimmich, Insigne și Fonte, am mers pe Fonte pentru că mă gândesc că va fi puțin mai scump decât ceilalți pentru că este fundaș. Deci, să deschidem pack-ul ăsta cu Ultimate Team of the Season și îl găsim aici pe Fonte de 102. Acum, înainte să mă duc pe market să-l vând, trebuie neapărat să-i transfer rank-ul pentru că are 12 și e destul de greu de făcut 12. Cui mai bine să-i transfer rank-ul dacă nu lui Gullit Prime Icon? Apropo, vorbeam de asta la începutul sezonului, ne va costa foarte mult să schimbăm jucătorii, vedeți și voi cât costă să transferăm rank-ul și asta este doar 6. Dar trebuie transferat până la urmă pentru că dacă îl pun la vânzare voi rămâne fără rank, așadar ăsta este Gullit rank 12. Și acum haideți să mergem pe market să vedem cât costă la prețul sugerat, 34 de milioane cu 29, bun, dar evident trebuie să-l punem puțin mai ieftin pentru a se vinde cu siguranță, pentru că toată lumea vrea să-l pună acum la vânzare, cred că 19 milioane 999 e suficient, sper să se dea cât mai repede. Și ce să vezi, câteva minute mai târziu chiar s-a dat, băieți, 20 de milioane de bănuți buni. Sigur, pe market erau 2 jucători de 27 de milioane, dar dacă nu-l vindeam în prima zi, chiar se mai scumpea puțin, undeva la 24. Deci, da, puțină țeapă. Oricum, câteva zile mai târziu am mai făcut rost de câteva puncte, de câteva tichete și am făcut și jucătorii de 97 de la Ligue 1. O altă carte de la Lille, au primit foarte multe cărți speciale la Team of the Season, dar au meritat. Oricum, mai mult mă interesează punctele Ultimate, avem 85 de puncte în plus și cu celelalte puncte bonus sau pe care le-am făcut de la special, am făcut încă 235 de puncte. Acum, din păcate, nu mai putem să mergem pe titulari, trebuie să mergem pe rezerve, dar câteva interesante și aici, totuși avem puncte doar pentru băieții de 99. Deci avem de ales între Sancho, Salah, Hernandez și Navas. Și bineînțeles vom merge pe Hernandez, o carte absolut extraordinară, chiar nu știu dacă o voi folosi în echipa mea sau dacă îl pun pe market să-l vând. Și haideți să vorbim și despre următorul eveniment din FIFA Mobile, pentru că aseară s-a terminat Team of the Season după vreo 40 și ceva de zile. Toată lumea se aștepta la un nou eveniment, dar surpriză, surpriză din partea celor de la EA, nu. Așa arată jocul acum, fără niciun fel de eveniment, totuși ne-au spus că urmează să apară ceva în zilele următoare. Deci, când mai exact? Dacă nu apare diseară, vineri, în weekend cred că nicio șansă să apară, nu țin minte când au lansat ultima oară un eveniment în weekend, deci probabil săptămâna viitoare, dacă nu apare ceva diseară. Acum, întrebarea este ce ar putea apărea și sunt mai multe variante, dar mai întâi vreau să vorbesc despre Euro 2020. Din păcate, nu are cum să apară, EA nu are licența pentru Euro, este la PES, dar oricând e posibil să apară un eveniment cu jucătorii de la Euro, doar că să se numească altfel. Sau poate foarte bine să apară evenimentul de vară, la care ne așteptăm cu toții, pentru că a fost cel de toamnă, cel de iarnă, de primăvară, deci trebuie să fie și ceva cu summer. Cum se va numi, habar nu avem. Dacă apare acum, habar nu avem, dar va apărea cu siguranță vara asta, nu știm dacă este următorul. Și am mai văzut un zvon, toată lumea a făcut cărți, predicții, pentru că s-ar putea să apară ceva cu Champions League, cei mai buni jucători sau ceva de genul, e posibil, cu toate că a trecut foarte, foarte mult timp de când a fost finala parcă. Sau cine știe, poate apare Retro Stars, poate apare Treasure Hunt, vom vedea. Până atunci, mai am și alte videoclipuri pentru voi, cum ar fi cel cu super echipa României din dreapta, dați pe unul și uitați-vă, până data viitoare, numai bine prieteni, pa, pa!